Peste 40 de polițiști hunedoreni acționează suplimentar pentru desfășurarea în condiții de liniște și siguranță a examenului național de bacalaureat. Din totalul efectivelor suplimentare care asigură măsurile de ordine în zona unităților de învățământ, 19 polițiști sunt de la structurile de ordine publică, iar 17 sunt polițiști de la rutieră, restul fiind de la alte structuri ale IPJ Hunedoara. Echipajele din teren vor acționa pentru a depista și lua măsuri legale față de persoanele care, prin comportamentul sau activitățile pe care le desfășoară, afectează climatul de siguranță publică. În acest sens, cele 13 centre de examinare din județul Hunedoara sunt incluse în itinerariile de patrulare ale polițiștilor. De asemenea, polițiștii rutieri vor acționa pentru fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor rutiere, precum și a ambuteiajelor.